un acord pe care însă îl vom pune în practică după aprobarea bugetului TC, care va, sper că va avea loc această aprobare luni în ședința ordinară, după care ne vom reîntâlni cu sindicatele pentru a perfecta acordul și în scris la care am ajuns astăzi. Ce vă permite actualul buget? Actualul buget, să spunem, odată cu majorarea tarifului și cu alte previziuni pe care le luăm în calcul de restructurarea societății, ne-ar permite ca începând cu anul, 2017, începând cu 1 august, să acordăm o majorare salarială de 150.000 de lei, adică 1.500.000 de lei vechi pentru fiecare salariat. Și de restructurări, ce ar viza? Acestea vor... Politica de restructurare a societății va face parte din planul de management al societății. Da? Împreună cu Consiliul de Administrație și cu AGA vom lua în viitor astfel de decizii. Într-adevăr, societatea are nevoie și de o politică nouă de restructurare, de conducere, de organizare efectivă a ei.